Din mediul academic ne întoarcem brusc în politică. Salariul unui senator sau deputat este uriaș pentru vasta majoritatea românilor. Cu toate acestea, mulți se întreabă care este motivul pentru care politicienii cheltuie sume importante în campaniile electorale pentru a obține un venit care de multe ori este mai mic decât cel plătit de companiile multinaționale pentru management. În spatele acestei întrebări apar tot timpul afacerile care se desfășoară prin interpuși sau clienți politici care trebuie mulțumiți. Acest tip de afacere am ales să-l analizăm în această ediție, iar exemplul pe care l-am selectat este relevant din toate punctele de vedere. Firma este fondată de un senator. Afacerile au înflorit în timpul mandatului său, iar clientul principal este statul. Aceasta este povestea simplificată a companiei pe care am ales să o analizăm pentru dumneavoastră în această ediție. Este vorba despre o societate care a fost fondată în anul 2003 de actualul senator Nicușor Cionoiu și care, după alegerea sa în Parlamentul României, a fost gestionată de fiul politicianului. Vă invit să vedem afacerea unei firme care este conectată politic la cel mai înalt nivel. În cei trei ani de dinainte de intrarea în politică, firma senatorului Nicușor Cionoiu a semnat contracte cu o valoare totală de 36 de milioane de lei, o medie care depășea cu greu 10 milioane de lei pe an. După decembrie 2020, când fondatorul companiei a fost ales în Parlamentul României, valoarea totală a contractelor pe care ZMC Trading le-a semnat cu statul se ridică la 318 milioane de lei, de 10 ori mai mult decât înainte. Din cele 25 de contracte în valoare de 64 de milioane de euro pe care firma senatorului le-a semnat cu autorități publice, 24 sunt legate de județul Călăraș, care l-a trimis pe Nicușor Cionoiu în Parlamentul României. O majoritate covârșitoare este reprezentată de contracte acordate de primării din județ sau chiar de Consiliul Județean, dar și structurile centrale au apelat la firma senatorului atunci când au avut ceva de finanțat în Călăraș. În timp ce se pregătea pentru intrarea în Parlament, Nicușor Cionoiu lăsa compania compania ZMC3 din fiului său, Cristian Georgian Cionoiu. Tânărul a preluat jumătate de companie de la tatăl său și a devenit administratorul unei afaceri care funcționa binișor. Cionoiu Junior începea activitatea antreprenorială cu un contract de 32 de milioane de lei la o unitate militară din Călăraș. Practic, compania primise de una singură un contract egal cu tot rulajul care fusese înregistrat în urmă cu un an. Rând pe rând, comunele Sohatu, Grădiștea, Mănăstirea Ștefan, Sărulești, Dragalina, Radovanu, Fundeni și Vlad Țepeș se înghesuie să semneze contracte pe care apare numele firmei ZMC Trading. În 2022 și 2023 primăria Călăraș a parafat cu fiul senatorului șapte contracte cu o valoare de peste 10 milioane de euro. Un cămin cultural din cartierul Livada, modernizarea unor străzi din cartierul Măgureni, lucrări la bulevardele Mihail Cogălniceanu și 1 Mai, extinderea unui corp de liceu și reabilitarea unei grădinițe s-au putut face numai și numai cu firma manageriată de fiul politicianului. În luna octombrie acestui an, compania familiei Cionoiu mai primea de la primăria Călăraș o mărire la contractul în valoare de 27 de milioane de lei, care după multiple acte adiționale a ajuns la 38 de milioane. Practic, valoarea lucrărilor s-a mărit cu 11 milioane de lei prin 9 acte adiționale. Aceeași metodă a fost aplicată și de Consiliul Județean, instituția a semnat cu fiul senatorului un contract în 2021 pentru un port turistic de agrement. Valoarea inițială a contractului a fost de 64 de milioane de lei, după câteva luni a fost majorată la 69 de milioane de lei. Iar luna trecută afacerea a ajuns să depășească 80 de milioane, în total 3 acte adiționale și alte 11 milioane de lei, adăugate la facturile emise de compania fondată de senator și manageriată de fiul său. Un alt contract uriaș al firmei este să cu Ecoaqua, compania care asigură alimentarea cu apă din județul Călăraș și care se află sub controlul Consiliului Județean. Înțelegerea a fost atribuită firmei controlată de familia Cionoiu în octombrie 2022. La niciun an, distanță oficialii de la compania de apă modifică înțelegerea și adaugă o clauză care permite majorarea prețurilor. La jumătatea acestui an, senatorul Nicușor Cionoiu îi certa prin intermediul unei interpelări făcute de la Tribuna Parlamentului pe ministrii de la dezvoltare și fonduri europene că nu ajută firmele care întârzie lucrările și făcea un apel la cei doi demnitari să găsească o soluție pentru companiile care nu respectă termenele de execuție. Firma fondată de el și condusă de fiul său era descrisă perfect în interpelarea politicianului. Practic acesta utiliza un instrument parlamentar pentru a-și ajuta compania care în cei trei ani de mandat semnase cu statul contracte în valoare de 318 milioane de lei.